Dudaș Gherghei este un tânăr din Vesprem care anul trecut și-a deschis împreună cu un prieten o fermă în care cultivă ardei iuți, un brand de țară al Ungariei. Își dorește ca anul capitalei culturale europene să îl ajute să-și dezvolte afacerea. I and my friend Andras have a little garden and we have Caroline reapers, morugas, jalapenos. And we are hobby chili boilers. Bucătăria maghiară se bazează pe tradiție, iar produsele au un gust specific. Așa că de la o astfel de piață nu puteau lipsi cârnații cu paprika, șunca afumată, jumările sau salamul tradițional. When they find us and told us they will hold this market here, we said we want to join this as well. And why do you think more buyers will come? Also, as well, of course, but it's also tradition. Turiștii se pot bucura și de produse de patiserie cu arome locale. We are three of bakers together, and these are traditional Hungarian cookies. I hope lots of people from Europe will come and taste the very best Hungarian cookies. Pumpkin and orange, apple and citron. Locul de desfășurare a târgului producătorilor locali nu a fost ales la întâmplare. Overo Square, which is the name of this market, originally was a marketplace. After I think 17 years, it's now already a farmers marketplace. This market, it's a good place to meet our friends, to meet people. It's always music. Look at products that are fine here. So everything is really homemade. Pentru ca orașul Vesprem să obțină titlul de capitală culturală europeană în 2023, și-au unit forțele peste 100 de primării din zonă. Urmează să își lanseze programul cultural și orașul grecesc Elefsina, iar pe 17 februarie și Timișoara.